Record absolut de temperatură în Spania. Mercurul din termometre a urcat până la 47,4 grade Celsius. Este cel de-al doilea val sufocant pe care Spania îl înregistrează doar anul acesta. Un nou val de caniculă sufocă Spania. În cele mai multe zone se înregistrează temperaturi record de peste 45 de grade, iar în regiunea Montoro, în provincia Córdoba, termometrele au arătat 47 de grade Celsius. Conform autorităților, este cea mai ridicată temperatură pe care Spania a înregistrat-o în ultima perioadă, valoare cu mult mai mare față de recordul de caniculă înregistrat la data de 13 iulie 2017 în aceeași regiune. Conform meteorologilor, aceste temperaturi superioare valorilor normale din această perioadă a anului sunt provocate de o masă de aer cald venită din nordul Africii. Între anii 2011 și 2020, Spania a înregistrat de două ori mai multe valuri de căldură decât în fiecare dintre cele trei decenii precedente. Autoritățile le atrag atenția persoanelor din Spania să se protejeze împotriva valului de căldură, să rămână în case sau să stea la umbră și să se hidrateze.